Salutare, doamnelor și domnilor de pe YouTube și Instagram și TikTok. Mă bucur tare mult că sunteți astăzi alături de mine. Sper ca make-up-ul să fie on point. Mă simt bine astăzi în pielea mea. Trebuie să împart cu lumea. După cum merioare și în titlu, astăzi vom face un haul cu ce am luat de la IKEA. Cred că IKEA este locul fericirii familiilor. Deci, efectiv, nu știu, are un vibe atât de diferit că ai bani, că nu ai bani, că te duci doar să te uiți, că te duci să cumperi. I don't know! Parcă vreau să trăiesc acolo, efectiv, să cumpăr o cameră și o bucătărie de la A la Z ca să am acele lucruri la noi acasă. Totul arată superb și bine proporționat și aranjat și whatever. Dar, trecând peste astea, eu personal iubesc IKEA, tot timpul sunt foarte, foarte fericită, abia aștept. Pentru mine IKEA este ca și cum aș zice că I'm going on a holiday. Chiar mi-aș dori să stau odată acolo în magazinul IKEA și să nu mai plec, să mă închidă acolo noapte întreabă, ca să pot dormi pe paturile alea. I don't know, sound really, really spooky. Cred că ar fi foarte spooky. I don't know, it was just an idea. Am aici lucrușoare mici și lucrușoare mari pe care a trebuit să le comand online și pe care încă le așteptăm, dar vor veni în câteva zile. În principiu, o să vă arăt lucrușoarele mici care mi-au încăput în mașină, deci a fost o fază atât de amuzantă. Am văzut o masă de bucătărie de care m-am îndrăgostit și pe care mi-o doream de ceva timp și vă dați seama că am ajuns acolo în entuziasmul ăla, i-am zis la Nathan, ia-o când capi în mașină! Credeți că am căput? Săracul Nathan a zis, bine măi, dacă tu insisti, deci că n-am văzut o masă de bucătărie în viața ta, o luăm și ghiciți ce, nu am căput în mașină, ar trebui să o ducem la returnate, whatever, și da, am petrecut timp de aiurea degeaba, whatever, dar am comandat masa și e pe bine, așa că abia aștept să vă arăt. Unele dintre articolele pe care le-am cumpărat o să vi le arăt în poză, pentru că deja sunt montate și bineînțeles că nu le mai pot demonta de pe perete, iar apoi o să vi le arăt cum arată montate, așa, și unde le-am pus prin casă. Am vorbit de 5 minute deja, doamne, trebuie să tac! Oh my goodness! Am developat o iubire imensă pentru plantele false, iar în IKEA este plin, nu știu... Sunt o iubitoare de plante, dar în unele locuri din casă parcă nu pot să pui o plantă naturală pentru că nu primește destul de lumină sau poate că o pun acolo și uit să o ud și efectiv moare. Și eu când văd că o plantă moare, mă doare sufletul pentru că nu mi-aș dori să moară, dar câteodată mai și uit să le ud, așa că plantele naturale trebuie să fie puse la vedere și în colțuri din astea cu lumină, ca eu să le pot vedea și să le pot îngriji așa cum trebuie. În primul și în primul rând am cumpărat-o pe asta. Nu mai știu cât a fost, cred că 7 lire. O poți cumpăra și online. Am văzut că aveau mai multe feluri de plante de genul. E făcută efectiv din plastic, dar chiar arată bine în baie și vine în acest ghiveci negru. E o plantă efectiv simplă, dar merge perfect cu dulăpiorul pe care l-am cumpărat tot din IKEA în baie și în magazin, deci arăta exact la fel. Fără planta asta, zici că dulăpiorul ăla n-ar fi existat, serios, era prea sec. Așa că am cumpărat-o. Am mai cumpărat încă o pereche, mă rog, un trio de plante false și este vorba despre aceste plantuțe care sunt absolut superbe și căutam de mult niște suculente din astea. Pentru că vreau să decorez, eu am o chestie pe care tot așa cred că am luat-o de pe Wish acum, nu știu, 2-3 ani și pur și simplu pui plantuțe din astea mici și arată super, super cute, așa că le-am găsit și le-am luat. Din nou, cred că astea ar fost 2 lire sau 3 lire, toate 3 și da, chiar îmi frumusețează hall-ul pentru că acolo intenționez să le pun, așa că am cumpărat aceste chestii care sunt făcute dintr-un fel de cork, așa îi zice aici în marea, mă rog, pe engleză, nu știu în România cum se numește materialul din care sunt făcute aceste cercuri, dar sunt, le pot utiliza pentru mai multe chestii, de exemplu, să decorez.
prin bucătărie, pentru că se potrivesc foarte bine cu bucătăria mea, sau pur și simplu să le pun pe masă și dacă am ceva, eu știu, un ceainic sau o oală care este mai fierbinte și nu vreau să o pun direct pe plat, atunci folosesc o chestie din aceasta și îmi salvează mobila cum ar veni, dar sunt foarte faine și pentru decorat și au și, mă rog, sunt și utile și sunt foarte ieftine, cred că o liră sau două pe un set de 4, din câte mi-am inteles, acum vă arăt doar 3 pentru că mi-am luat două seturi și deja am început să le pun prin bucătărie și prin casă și arată chiar super, super drăguț. Tot la categoria rotunde, am chiar cumpărat și această chestie. Am văzut că aveau mult mai multe modele și mi-au plăcut majoritatea din ele. Data viitoare când mă duc la IKEA o să cumpăr, am văzut că mai au eu un fel de model care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care l-am vrut atunci, dar mi s-a părut un pic cam scump și când am ajuns acasă am regretat că nu l-am cumpărat și mai ales când vine și masa cea nouă, chiar vreau să fac să arate chiar, nu știu, super așa, cozy și să arate bine tot timpul. Așa că m-am resemnat, am cumpărat doar o rotundă din asta, care e super drăgălașă, e făcută din paie, din câte văd. Asta cred că a fost așa 2-3 lire bucata și la fel, asta o poți folosi și pe post de ornament. Mie îmi plac chestiile astea făcute din rattan, așa că abia aștept să mă duc să-mi iau alea care le-am văzut eu, era vreo 5 sau 6 lire o bucată și când te uiți la ei pe site, oh my god, parcă vrei să cumperi tot, arată super bine tot, nu știu, I love it. Tot la categoria rattan, deci oh, cum puteam să mă abțin din a nu cumpăra aceste drogoloșenii, deși am o grămadă de cutiuțe și cutioaie și you name it. Setul ăsta, adică bineînțeles că n-ai, nu prea ai ce să pui în ele, mai ales ăsta e super micuț, nici nu știu ce se află. Stați așa. Oh, pastilele lui Nathan de păr. Ok, în a doua basket, în al doilea basket, părul lui pe de părul lui de barbă, peria lui pentru a-și pieptena barba, iar aici, nu vreți să vedeți ce am, niște tâmpenii. Așa, deci nu genul ăsta ca să le iei pentru storage, le iei că arată super cute așa toate trei. Oh my god, deci nu m-am putut abține. Am mai fost odată în IKEA, le-am văzut, nu le-am cumpărat. Acum data trecută cum am dus, am zis nu mai ratez ocazia pentru că sunt foarte, foarte drăgălașe. Da, niciodată n-am mai fost atât de entuziasmată pentru niște coșuri din paie, dar sunt efectiv adorabile și nici nu au fost atât de scumpe. Din nou, cred că a fost vreo 7-8 lire setul. Haideți să trecem la celelalte chestii pe care mi le-am cumpărat. Mi-am cumpărat și eu o oglindă. Este vorba despre această oglindă din imagine, dar o să-mi vină în weekend. So, ador oglinzile noi, astea care au apărut la IKEA, pentru că dau un vibe așa super, super fresh. O altă oglindă care mi-a plăcut a fost asta aurie, așa ovală, deci mi-a plăcut super mult. Am vrut să o cumpăr pe aia, dar din păcate nu se va potrivi cu tema camerei noastre. Dar, în schimb, am cumpărat-o pe aceasta neagră. Așteptăm să vină. O să pun pe perete. Oh, abia aștept să fac poze în oglindă. Ok. În schimb, de la secțiunea de la raionul cu oglinzi, am cumpărat această oglindă micuță, așa, asta să nu vorbesc, asta, pe care am pus-o în baie, pentru că mi se pare atât de utilă, efectiv, când îmi fac skincare-ul, când vreau să văd ce ochi și mă spăl pe dinți, mă uit în oglindă și o pun acolo și mi se pare super mega utilă și mi-a plăcut aceste forme. Așa, plus că nu s-a ruginit, nu nimic. Știți că, în general, acest material se face așa, se ruginește și rămâne maro și nașpa. Nu, sunt foarte happy cu această oglinduță. Și cred că a fost din nou vreo 9 lire sau ceva. Aveau și alte modele super faine, dar asta s-a potrivit cel mai bine sus în baie. Mai am o oglindă sus în baie, dar a pus-o Nathan. A montat-o prea
mă rog, e prea înaltă și nu ajung să mă văd. Și plus că este deasupra WC-ului și atunci eu cred că trebuie să mă sui pe WC-ul ca să mă uit în oglindă. N-are sens, așa că mă mulțumesc cu oglinda asta mică. Uneori, mă rog, o folosesc și aici la mine în cameră până o să facem totul să fie ok. Mă rog, ok, până o să facem totul să fie cum ar trebui să fie, să cum vreau eu. Și e bună și când mă machiez, așa că da. Deci, mamă, o altă chestie care mi s-a părut incredibil de utilă și nu știu cum naiba, nu m-am gândit să-mi iau una din asta până acum, dar vă recomand din suflet. Deci, oh, nu mai văd bucătăria fără chestia asta. Acest grătar făcut din metal, da, știu, e doar un simplu grătar, dar îl pui pe blatul de la bucătărie, pe mobila de la bucătărie și în momentul în care gătești și vrei să dai oala de pe foc, efectiv, asta fiind acolo, pui oala direct pe acest grătar și atunci, fiind fierbinte, nu mai strici blatul de lucru de la bucătărie. E super, super și chiar 5 stele și nici măcar nu este scumpă, deci nu știu cum am trăit fără așa ceva în bucătărie până acum. Mai ales de când am argaz din ăsta electric și trebuie să fiu foarte atentă. Îl urăsc, vă zic sincer că îl urăsc. Ah, e atât de sensibil și mereu trebuie să-l spăl și dacă arde o oală, nu știu dacă pică ceva apă din oală fierbinte, rămâne cu pete. I fucking hate it. I hate it, dar mă rog, ăsta e modelul. Aia e. Aia e. Și atunci, chestia. Grătarul ăsta, deci e super mega perfect. Mai mult de atât, chiar nu am ce să cer. Oh, bine ai venit în viața mea. Așa că sunt o retardată, mă bucur de un grătar. Se vede că m-am maturizat, că dacă mi-arătai grătarul ăsta, nu știu, acum 6 ani eram gen. Mai bine arată și tu un make-up, nu știu, un fard, o whatever. Era altă reacție, dar acum e o bucurie, so. Da, îți dai seama că te-ai maturizat când te bucuri la un grătar de bucătărie. Am cumpărat și două chestii din astea. Una este pentru sare și una este pentru piper. La fel, am mers pe tema lemn în bucătărie și astea două de aici au fost, s-au picat la fix. Asta mai închisă la culoare este pentru piper și asta mai deschisă la culoare este pentru sare, dacă în caz că nu v-ați dat seama. O altă chestie care mi se pare incredibil de utilă este vorba despre această, nu știu cum să-i zic, plasă. Așa, această plasă, pentru a opri covorul din a se tot mișca pe parchet. Eu am un covoraș în bucătărie, frate, și de fiecare dată când eram în bucătărie și venea și Mili și venea și Nathan, bă, de nu dansa covorul ăla prin bucătărie, așa că nu știu câți metri are, cred că are vreo 3 metri, am tăiat și asta se pune pe dedesubtul covorului, după aia se pune covorul pe gresie sau pe parchet și stă locului, nu se mai mișcă nici când îl aspir, e superb. Și asta a fost 2,50 lire, din câte mi-amintesc, o chestie super mega utilă, chiar vă recomand să vă luați o din asta dacă ajungeți pe la IKEA și aveți covoare dansatoare, mișcătoare pe acasă. Trecem la următorul item pe care mi l-am cumpărat, este vorba despre acest jar negru care mi se pare super mega drăguț. Asta se poate folosi în mai multe feluri, gen dacă vrei să depozitezi chestiuții în el sau pur și simplu poți să cumperi 3 și să faci una pentru cafea, una pentru ceai și una pentru zahăr sau îți poți depozita, eu știu, spice-urile, condimentele, poți să pui orez, gris, nu știu, mălai. Are, deci, e super mega versatil și mi-a plăcut extraordinar de mult. Am cumpărat doar un singur jar, deci uitați-vă la asta, cât e de drăguț. Cât e de drăguț, deci nu ai cum. E super. Și poți să scrii cu cretă, gen, ce conține jarul. Eu l-am cumpărat pentru că, mă rog, am pus chestiuțe în el și l-am depozitat pe răftulețul din baie și se potrivește de minune. Am cumpărat acest set. Oh, vai, acesta a fost favoritul meu. În special că îmi place foarte mult culoarea.
Deci nu ai cum. Uitați-vă cât e de tare. Așa. Mi-a plăcut foarte, foarte mult culoarea și faptul că se potrivește din nou cu baia noastră cea de sus. Și în acest set am cumpărat și perie de toaletă. Nu se pare că e weird-ul, deja am început să o folosesc așa. Dar am cumpărat și peria de toaletă care arată la fel ca și acest set. Săpunieră și în acest pahar, efectiv, poți să-l folosești, să-l lași așa. Dar eu pun pasta de dinți și cu periuțele de dinți aici. Și arată super, îmi place foarte mult această tăviță cu care vine. Deci e superb, superb, superb. Și a fost, nici nu mai știu cât a fost, dar încă se găsește la IKEA. Sau dacă vreți un set din ăsta, chiar ți-l recomand, este superb, superb, superb. IKEA are lumânări, are o grămadă de lumânări și o grămadă de chestii, dar sunt foarte ieftine, așa că am cumpărat, stați așa, prima oară vi le arăt, pe astea vezi, dau ceva parfum, nu știu ce miros, pana mea, dar mi-a plăcut din nou culoarea pentru că se potrivește cu ceea ce am eu în baia de sus. Și din nou se potrivește cu raftul pe care l-am cumpărat tot de la ei. Cred că am cumpărat vreo 4. Nu știu dacă o să le folosesc pentru că arată bine pe raft și sunt pe poze de decor. Dar cred că asta a fost o liră sau o liră bucată sau 2 lire bucată, nu mai știu. Anyway, sunt super faine. După care mi-am mai luat câteva lumânări. Asta vă arăt doar pe asta așa cum e. De genul acesta, pentru că din nou sunt foarte moody și am niște, cum le zicem, chestiile astea, suportă de lumânări, la care trebuie să pun dita mai lumânăroaia asta și am cumpărat vreo 3. Din nou, asta a fost o liră bucata, nu are niciun miros, nu are nimic, dar e super. Una dintre chestiile mele favorite, de fapt toate sunt chestiile mele favorite, dar una dintre chestiile mele favorite de la IKEA este această lampă. Încă o am în cutie pentru că nu ne-am apucat de a decora camera noastră de sus. Așteptăm să vină dulapurile și intrăm în pită. Dar nu prea am ce să vă arăt, îi trebuie și bec. Aoleu, mai bine o las în cutie. Sper să nu spargă. Bine cu... Așa. Știți ce? Eu mai bine o las în cutie pentru că... Dar aici și instrucțiunile. Dar nu vreau să sparg ceva pe aici. Să facem scurt circuit, Doamne ferește. Dar anyways, asta o găsiți și acum. Noi am luat-o pe negru, dar avea și pe alb și mi s-a părut superbă, superbă și moody, așa, Doamne, deci abia aștept să ne apucăm de camera noastră de sus pentru că efectiv nu mai am răbdare și simt că n-am dulap. N-am dulap și stau cu hainele în valiză. So. Împreună cu această lampă, pentru că am plănuit și unde să o punem, o să vă arăt ceva atât de neinteresant, dar promit că mai mult de 20 de secunde nu o să vă țin pe acest subiect. Niște chestii ca să susțină aceste două răftulețe pe care o să le punem. Ce tot îmi zice? Că s-o încălzi camera. O să le punem lângă pat. Sau asta să fie ca un fel de... Nu știu dacă pe post de noptiere, dar o să fie lângă pat. Și aici o să punem lampa asta super mega faină. Așa că da, astea au fost foarte, foarte ieftine. Nu mai țin minte, cred că 3-4 lire un raft. Dar pe lângă trebuie să cumperi și aceste chestii care sunt făcute din plastic. Și acum o să vă arăt câteva chestii pe care le-am cumpărat de la IKEA, dar pe care nu pot să le dau jos de unde le-am pus. Efectiv, nu pot să vi le arăt așa, pentru că sunt deja montate. Și știți și voi că orice cumperi de la IKEA, trebuie să aduci acasă și să-l montezi tu. Așa că începem cu acest răftuleț. În momentul în care l-am văzut, am zis, wow, ăsta chiar ar merge perfect în baia noastră, așa a și fost, nici nu am stat pe gânduri. Îmi place că are și așa un aer de vintage un pic și, I don't know, mi-a plăcut foarte, foarte mult, mi se pare că e
suficient ca să-mi pun o parte din produsele pe care le folosesc în baie, plus că arată foarte bine pe perete, da, sunt foarte, foarte happy cu acest raft. A fost un pic mai scumpuț, ce este drept, dar calitatea este destul de bună și Nehte mi-a spus că se montează foarte repede, așa că nu regret nicio secundă că l-am cumpărat, plus că în baie am văzut că rezistă destul de bine, deoarece în baie, mă rog, fac și duș și așa e destul de umed câteodată. Bine, în afara faptului că deschidem geamul și că avem ventilator pentru circularea aerului, dar da, rezistă și ne-a plăcut și sunt foarte, foarte happy cu acest raft și oh my god, îl ador efectiv. Și ați văzut și voi că am pus și lucrușoarele astea, plantă artificială și jarul în care am depozitat câteva lucrușoare mici pe care le țin în baie. Această oglindă din baie, care din nou mi-a plăcut foarte mult. Inițial am căutat o oglindă care să aibă rama neagră, pentru că am zis noi că așa s-ar potrivi, mai ales în baia de jos, am încercat să facem un fel de pub style toilet, cum ar veni, și ne-ar fi plăcut să aibă rama neagră. Din păcate nu am găsit o oglindă cu rama neagră, probabil că există în altă parte, dar cum eram în Ikea și ne-a plăcut foarte mult această oglindă, am zis ok, haideți să o luăm, a fost din nou. Mă rog, cred că un preț destul de rezonabil pentru o oglindă. Și mi-a plăcut faptul că am putut ornamenta oglinda cu aceste beculețe pe care le-am cumpărat. Beculețe, mă rog, string lights, așa cum îi zice, pe care le-am găsit în Primark și m-au costat 1,50 lire o fâșie de beculețe, dar trebuie să iau două. Și cred că arată super bisim în baia de jos. Și da, cred că am terminat baia de jos. Un alt item pe care l-am cumpărat de la, mă rog, item, că de data asta trecem la mobilă. O parte din mobila care o să meargă în camera noastră, a mea și a lui Nathan, a trebuit să venim acasă, adică noi ne-am dus în Ikea, ne-am uitat, ne-am orientat în jurul dulapurilor și a rafturilor și a ce era acolo și am venit acasă, a trebuit să personalizăm pentru că la noi în cameră, deci avem un format foarte, foarte ciudat, în special unde se află șemineul, pentru că aici în studioul meu am un șemineu și, mă rog, hormul merge până în sus și trece pe noi prin cameră cum ar veni, așa că layout-ul este foarte ciudat. Și a trebuit să personalizăm și să luăm măsuri și să comandăm totul de la Ikea, ce a fost super mega enervant, faptul că unele dintre rafturi aici la acest Ikea din Milton Keynes erau out of stock. Deci era super, super mega enervant, așa că niște rafturi a trebuit să ne luăm la revedere pentru că, sincer, nici nu mai pot să stau fără dulapuri și chiar trebuie, înainte de Crăciun, măcar să fie casa cât de cât aranjată și decentă, nu, mă rog, nu putem să le facem pe toate deodată, dar să fie cât de cât. Așa că am comandat aceste dulapuri pe care le vedeți în imagine. Mi-a plăcut că poți să fii acasă, îți personalizezi tu totul, pui ce rafturi vrei, faci cum vrei și ce uși vrei. Și mi-a plăcut foarte mult, iar în partea cealaltă am mai comandat un fel de sertărașe care vin cu acest umeraș, așa, în care poți să-ți aturi, mă rog, nu foarte multe chestii, dar câteva hăinuțe drăguțe și mi se pare că arată destul de bine. Aceste două dulapuri au fost singurele care se potriveau și care încăpeau exact pe măsura potrivită din cele două colțuri ale camerei. Dar, anyways, o să vă arăt și vouă tot procesul decorării camerei noastre și cum o să-l facem și cum arată și dulapurile în realitate, dar bineînțeles, înainte de asta o să fie nevoie de puțină treabă și da, abia aștept, sincer, abia aștept. M-am uitat și la alte dulapuri pentru că aici în studioul meu vreau să, pe peretele acestea, vreau să fac un fel de built-in wardrobes, așa că le-am văzut la Ikea și sunt foarte, foarte faine pentru că dulapurile de sus nu o să fie de ajuns și vreau să-mi
aduc toate lucrușoarele mele, în special gențile, pantofii, încălțămintea, tot ce am și ce trebuie să depozitez, ca să nu mai trebuiască să sui tot șezlongul ăsta de încălțăminte și haine în loft. Nu. Și nici nu se depozitează bine, adică pe parcurs unele dintre lucrurile mele s-au și stricat, s-au și învechit, doar pentru faptul că nu am avut unde să le depozitez, așa că anul viitor o să trecem la facerea studioului, cum ar veni, așa, și da, o să fie ca un fel de dressing room slash studio în care eu o să-mi fac clipurile aici. Așa că, da, cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut în IKEA. Sper că v-a plăcut haul-ul de astăzi. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Nu uitați că dacă vreți să-mi susțineți canalul, să dați un like acestui clip, să-mi lăsați un comentariu și, bineînțeles, subscribe la canalul meu dacă vreți să mai vedeți asemenea clipuri. Ce vreau să discut cu voi foarte, foarte repede este faptul că voi încerca să fac un alt fel de content și m-am gândit la formatul acesta, ca eu să mă machiez, whatever, și între timp, în timp ce mă machiez, să vă povestesc o poveste horror sau comentarii de la voi sau poveștile voastre. Nu știu, dar am în cap ideea asta și mi se pare foarte, foarte, foarte mișto pentru că este interactivă, în același timp reușesc să am contact și cu voi, să vorbim prin mesaje, și să fim ca o familie aici pe canalul meu de YouTube, așa că spuneți-mi dacă v-ar plăcea să încep să fac un astfel de content. Și da, dacă vreți să mă susțineți în continuare, să mă urmăriți și pe contul meu de Instagram, Cristina Covaci, Covaci cu 0, nu cu O, așa. Și bineînțeles pe TikTok, acolo unde mai postez outfit-uri și alte chestii. Ce să zic, vă pup, vă iubesc, iar noi ne vedem data viitoare cu un nou clip. Aveți grijă de voi! Mua! Pa!